Deși gurile rele susțin că antrenorul secund și-ar fi făcut singur dreptate aplicându-i persoanei respective câteva lovituri, Sică Bârdeș are o altă versiune a poveștii. În primul rând că aceste zvonuri sunt total nefondate. Da, într-adevăr, am avut o mică altercație cu un om de aici. Nu altercație, s-a sărit să înjure arbitru de margine, să înjure juniorii, rezervele de la echipa FCM Chindia și, într-adevăr, a trebuit să iau atitudine și i-am spus, băi, potolește-te, l-am trecut dincolo de gard. După, la sfârșitul meciului, a început să a vrut să bată un jucător de la FCM și era normal să l-am luat de acolo, niciun incident, nicio bruscare, dar era normal să intervenim, fiindcă riscăm niște amenzi usturătoare de la FRF și nu și-are rost.